Cum l-ați cunoscut întâia dată pe Ava? Doamne, miliește, pe Ava l-am cunoscut în drumul meu de început spre biserică. Indirect l-am cunoscut, prin Ava Inocentie. Eram în gara de nord, la o coadă de bilete și era un călugăr exact în fața mea care citea ceva în chirilică și a fost atacat de un bețiv. Și i-am luat apărarea. Am gonit bețivul de acolo și am intrat în vorbă, călătoream împreună spre Sibiu, el m-a invitat la Frăsinei, eu deja aveam în niște chemări, așa, spre călugărie și atunci m-am bucurat foarte mult că l-am cunoscut și am promis că vin la Frăsinei, au trecut vreo 2 ani până să ajung. Și când am ajuns aici, părintele Inocentie, în loc să stea el de vorbă cu mine, mi-a spus de părintele Gherasie. Și nici nu puteam, atât de căzut eram, încât nu puteam să-i rețin numele. Gherasie mi se părea un nume de pe altă planetă, nu înțelegeam ce nume este Gherasie. Și mi-a spus să-l aștept. Și stăteam, cam scenariul se repetă la foarte mulți în felul ăsta. Stăteam, așteptam că mi-a zis, uite, stai aici că o să vină părintele Gherasie și altă, tot așteptam până când a apărut părintele Gherasie. Și m-a întrebat, măi, tăti, ce-i cu tine? Eu i-am zis așa și am văzut un om care din prima clipă mi-a plăcut foarte mult cum arăta. Și ne-am retras la butoiul lui. Încă nu era butoi, erau niște, numai cocioabelele erau. Ne-am retras acolo și acolo a avut răbdarea să asculte un prost ca mine, nu știu, vreo 2-3 ore. I-am vorbit neîncetat, spunând ce mare sunt eu și ce curat sunt eu și ce sfânt sunt eu și tot omenirea asta de ticăloșie fără de seamă, doamne. Și nu am răbdare să asculte sărăcuțul și să-și dea seama ce vrie sunt și ce nenorocire mă scad. Acum am bine să râd, dar atunci nu-mi venea deloc. Și așa l-am cunoscut. Așa au început. După ce am dus dorul în lume, îi simțeam teribil lipsa și simțeam teribil nevoia de a vorbi cu părintele Gherasie. Și am mai venit încă o dată și încă o dată. Asta se întâmpla în 93. Și cu mila lui Dumnezeu, în 95, mai mult ca sigur tot datorită rugăciunilor cuviosului Gherasie Isihastu, chip al iubirii dumnezeiești, am reușit să fac saltul, cum spunea el, peste firesc. Și am ajuns în mănăstire la Frăsinei. Așa l-am cunoscut pe părintele Gherasie cuvios. A fost un moment în care ați simțit că îi veți fi ucenic și Sfinția sa vă va fi Ava duhovnic? Și cum a fost acel moment când a simțit? Eugen, cu frica lui Dumnezeu o spun. Eu nu cred că sunt ucenicul părintelui. Nu cred că mă pot numi ucenicul părintelui. Să fii ucenicul părintelui înseamnă a urma întru totul. Felul de a trăi. Ori eu sunt departe încă de a trăi așa, cum trăiește, cum a trăit părintele Gherasie. Nu este vorba de nevoințele peste fire la care s-a supus, de o singură oră de somn, de mâncat cât o păsărică, de dormit în frig fără să-i fie frig și fără să se acopere, de umblat de sculț, de lipsa aceea a iginii care îți asigură sănătatea, ci abandonul total al trupului, abandonarea aceasta totală a trupului. Este vorba de acea trăire duhovnicească, la care eu nu știu dacă a ajuns cineva. Părintele, într-un fel, ne ferea pe noi, pentru că spunea, eu n-am ucenici. Se smerea și el foarte tare și ne ferea și pe noi de trufia asta de a spune, eu sunt ucenicul Avei Gherasie. Eu nu pot să spun. Eu pot să spun că am fost
că mie mi s-a făcut acest uriaș dar de a fi cămăraș, unul dintre cămărașii, cel mai prost cămăraș al părintelui Gherasim. Am stat foarte aproape de cuviosul trei ani de zile, din clipa în care s-a zăvorât și chilia de vecină cu chilia cuviosului a rămas liberă pentru că fratele Gheorghe a fost chemat la Domnul și atunci l-a rugat pe părintele stare să mă bage acolo, tocmai ca să-l ajute. Dar acea vreme eu nu știam că Ava este bolnav. Mi se păruse că s-a zăvorât, pentru că avusese un mic diferent apropo de cocioabele și de butoiul lui, fuseseră dărâmate și noi înțelesesem acest lucru ca pe un mic conflict, la care el, bineînțeles, se smerise, dacă asta este porunca atunci se zărea, dar el se retresese pentru că știa că este bolnav și că de acum trebuie să se îngrijească altfel. Și astfel am ajuns cămărașul lui. Îi făceam focul, pentru că el stătea cu geamul deschis non-stop și iarna. Și în clipa în care cobora frigul, atunci cerea să-i se facă focul ca să aibă totuși puțină o sursă de căldură. Stătea destul de departe de sobă cu patul, deși chilia era foarte mică, dar oricum nu lipit de sobă, nu era lipit de sobă. Nu se învelea decât, eu știu, în ultimele două săptămâni l-am învelit noi, pentru că era foarte, foarte rău și atunci l-am învelit cu ceva, că se vedea că poate îndura mai greu frigul. Și procesul acesta de curățire a fost îndelung la mine, pentru că sunt un mare păcătos. Și a avut de furcă bietul curios Gherasie cu mine. A avut mult de furcă și a făcut-o cu dragoste și cu o răbdare extraordinară. Așa că pot să spun că el m-a îngrijit pe mine și nu l-am îngrijit pe el, deși atât de bolnav. Și bineînțeles că s-au văzut, nu poți, oricât de orb ai fi, nu poți să nu simți măcar lumina și să urmezi. Așa a fost și la mine. Și atunci târâși grăpiși, cu rugăciunile și cu puterea lui Dumnezeu și cu iubirea lui și pentru rugăciunile cuviosului Avă Gherasie, încet, încet am reușit să stabilesc o legătură mai puternică cu Sfinția sa. Cum a întâmpinat Avă Gherasie această cruce a mucenicii, a suferinței? Ca orice mucenic, cu maximă trezvie, cu iubire totală și cu dăruirea pe care a avut-o și Hristos. Noi n-am știut că El este bolnav decât în ultimul an, când de-abia atunci am observat că I-a înțepenit un picior într-o anumită poziție, nu s-a plâns niciodată, n-am auzit niciodată un geamăt de la El, doar în ultimele două săptămâni, atunci când într-adevăr era biruit de boală, și nu, nici greșesc când spun că era biruit de boală, când boala avea accente mai puternice decât putea el să-l îndure. Dar nici atunci nu, nici n-a țipat, deși fusese avertizat că are dureri peste fire și că probabil va trebui să administrăm tranquilizante extrem de puternice, pentru că nu se poate rezista în asemenea dureri. Nu le-a luat, a rezistat, noi spunem tot datorită rugăciunii extraordinar de puternice pe care avea, rugăciune adevărată. El trăia cu adevărat, cred că trăia în rugăciune și se hrănea cu cuvântul lui Dumnezeu. Putem spune asta din felul în care și-a primit dușmanii. Avea foarte mulți, foarte înverșunați, care se muiau total în clipa în care stăteau puțin de vorbă cu el. Și schimbau în totalitate opinia. Deci dacă intrau pe ușă ca oameni care vreau să-l strivească pe părintele, ieșeau ca
cel puțin cu mentalitatea total schimbată, că părintele nu este cel despre care se vorbește. Un înșelat, un eretic, un vrăjitor, un yoghin, toate prostiile pe care, din păcate, din nenorocire pentru ortodoxi, le înghit de la Satan. În clipa în care studiezi scrierile părintelui Gelasie și cercetezi puțin viața lui, îți dai seama că a fost un sfânt și unul dintre cei mai, cum să spun, desăvârșiți, dacă pot spune așa, cei mai complexi sfinți, pentru că el a fost teolog, a fost un unic alcătuitor de acatiste, cum nu există în ortodoxia românească. Numărul de acatiste pe care l-a scris părintele este extraordinar de mare și sunt acatiste absolut unice. Cine va avea bucuria să le cerceteze și să le citească, să practice, va vedea despre ce este vorba. Un poet mistic, cum foarte puțin se găsesc în lume, plus că a fost primul care a tras atenția că între hrană și rugăciune există o legătură extraordinar de strânsă și că nu poți avea o rugăciune isihastă dacă te hrănești aiurea. Dovedind că în mănăstiri nu se mănâncă exact, eliminând în totalitate carnea din meniul omului, învățând pe om să mănânce ca lumea. Deci consider că el era un fel de păscător. A pus accentul, cum bine știm, pe grâu și bine a făcut și cei care îi urmează văd într-adevăr că rugăciunea este ajutată foarte mult. Mulți s-au smintit de faptul că el a început anumit acea alcătuire de grâu cu apă, cu fructe, cu ce legume, cu așa, anumit o pâine harică, nefăcând nicio legătură între Sfânta Împărtășanie sau cele sfinte și această hrană. Niciuna! Nu cum oameni neatenți la mântuirea lor susțin că părintele spunea că acesta este ca o împărtășanie, ca o ceva sfânt. Niciun caz. Niciodată n-a spus așa, niciodată n-a scris așa. Părintele a alcătuit un limbaj cu totul și cu totul special. În special având de-a face cu cei pe care, în păcate, credința noastră și părinții ortodoxi îi cam evită și cam nu-i ajută, pe vieții yoghini, care sunt pierduți cu totul, poate cei mai legați oameni din lume, cei care practică religiile astea orientale și care sunt satanizați cumplit. N-am întâlnit eu, asta eu nu sunt un criteriu, vorbesc de condiția mea aceasta mică, n-am întâlnit decât la părintele Paisie, la cuviosul Paisie Aghioritu, o grijă pentru acești fel de oameni și o bătălie pentru salvarea sufletului lor. În schimb, la ceilalți am întâlnit numai acest lucru, oamenii ăștia sunt pierduți. Părintele Gelasie n-a spus acest lucru și cu ajutorul lui Dumnezeu, deci nu el, ci cu ajutorul lui Dumnezeu, sacrificându-se pentru ei, intrând în universul lor, a putut să-i întoarcă spre ortodoxie pe foarte mulți dintre ei și să-i întoarcă foarte hotărât. Dar nu se poate face lucrul acesta fără a studia vrăjmașul. Dacă am luat exemple din lume, niciun general nu îl frânge pe adversarul său dacă nu își cunoaște bine și potențialul său, dar și pe al inamicului și dacă nu știe cu cine se luptă. Dacă se încrede numai în propriile forțe, de foarte multe ori pierde bătălia. Părintele Gelasie a studiat, din această pricină a studiat pe yoghini, ca să știe unde anume poate lovi și acolo a lovit și într-adevăr rezultatele lui sunt uluitoare. Dar a folosit un limbaj special pe care să-i înțeleagă aceea. L-a vorbit pe limba lor, cum se spune. Părintele Gelasie a avut de-a face totdeauna cu mari intelectuali, care știm că datorită gândurilor și datorită cunoștințelor, așa cum spuneau Sfinții Părinți, sfârșitul lumii va veni prin inteligență, nu prin înțelepciune.
prin inteligență. Părintele cu ei avea de-a face și pe ei le-a găsit acest limbaj în care să le vorbească, să-i atragă și să le arate lumina lui Hristos și să le arate drumul spre Biserica Ortodoxă, în care au intrat de bună voie. Nu i-a păcălit, nu i-a forțat. Deci, Părintele Ghelasie era și un om care a știut să hrănească și cu cuvântul lui Dumnezeu pe oameni și să hrănească, să învețe pe oameni să se hrănească ca lumea. A fost printre primii. Astăzi e plin de nutriționiști și e plin de oameni care știu să, dar noi spunem că nu prea știu. Pentru că el unea rugăciunea pe care o punea deasupra cu modalitățile de hrănire. Fratele Florin Caragiu se ocupă de reeditarea operei Părintelui Ghelasie, care este foarte vastă și vor vedea. Ne pare rău că astăzi, când Biserica Ortodoxă are atâția sfinți în cer și pe pământ, există o opinie formată de oameni care n-au citit nici măcar un rând și care sunt stâlpi ai Ortodoxiei, pe care îi iubim, pe care îi căutăm în continuare să ne sfătuiască, dar care ne rănesc profund pe cei care îi urmăm și ne închinăm Părintelui Ghelasie ca unui sfânt, pentru că îl considerăm un sfânt, un sfânt făcut de Dumnezeu, nu de noi. Părintele Ghelasie nu este un idol la care ne închinăm. Detesta lucrul acesta, să îți vadă o evlavie, pietismul acesta dobitocesc, care se naște dintr-o netrăire ortodoxă și ne învăța să trăim liber, să ne închinăm numai lui Dumnezeu, numai Sfintei Treimi, Maicii Domnului, tuturor sfinților, numai Bisericii Ortodoxe. Hotărât ne învăța acest lucru, aspru ne învăța acest lucru. De aceea suntem îndurerați de faptul că unii dintre stâlpii credinței noastre ortodoxe se bazează pe informații și nu pe citirea operei Părintelui Ghelasie, aducând tot felul de argumente neadevărate. Dar stând de vorbă cu acești oameni, toți, dar absolut toți, au recunoscut că nu l-au citit pe Părintele Ghelasie. Nu știu cum se va da răspuns în fața lui Dumnezeu pentru acest lucru. Părintele de la Antim, Sofian Boghiu, Părintele Arhimandrit Sofian Cuviosu, Sofian Boghiu, era tulburat profund când auzea că cineva îl acuză pe Părintele Ghelasie. Era în primul rând tulburat pentru faptul că îndrăznește cineva să judece un ieromonah. Părintele Ghelasie a stat neclintit 30 de ani în mănăstire și a primit suferința dată de Hristos fără să cârtească, ba cu multă, multă veselie duhovnicească și bucurie. Și a luat crucea fără să cârtească și plin de smerenie, copleșit de acest dar minunat pe care Dumnezeu i l-a făcut, dar pe care nu știu câți ar putea să-l îndure. Nu știu câți dintre acești oameni care îl hulesc pe Părintele Ghelasie sunt în stare să suporte o durere de măsele fără să ia imediat un algocalmin sau cine știe ce medicamente. Părintele Ghelasie nu lua nimic decât rugăciune. Atât. Știm că Ava a trăit asemenea Domnului nostru Iisus Hristos chipul jertfei față de aproapele. Cât era în putere, cât era sănătos, zdravă, se dorea cu totul, uitând de sine însuși, prin rugăciune rapid ascultată și minunată, prin scriere, prin sfătuire duhovnicească, spovedanie, mai putea face toate aceste lucruri și în ultimii ani de suferință? Le-a făcut până în ultima secundă a vieții. Ușa lui era deschisă ziua și noaptea, cum nu am văzut la nici un duhovnic și n-am auzit. Zi și noapte, la orice oră te duceai să te spovedești, te primea imediat.
te asculta cu răbdare, te descărca de tot ce avea energie negativă în tine, te făcea să înțelegi că din pricina ta suferi și nu din pricina altora, era foarte tulburat când auzea că dai vina pe cineva. Nu permitea niciodată acest lucru, chiar dacă observa că dreptatea este de partea ta. Nu îngăduia acest lucru și ți-a arătat că totdeauna de vină ești numai tu. Păcatele tale, slăbiciunile tale, neatenția ta, neiubirea ta de frate și așa mai departe. Totdeauna a făcut lucrul ăsta. Foarte bolnav fiind, i-a primit în continuare pe toți. Le-a dat binecuvântarea la toți, a avut grijă de toți. De asta spunem că el a avut grijă de noi. Eu nu știu cine poate spune că eu l-am îngrijit pe Părintele Ghelasie. Toți cei care l-am îngrijit, cei patru cămărași, Părintele Agatanghel, Părintele David, Părintele Metodie, recunosc că de fapt am fost îngrijiți de Părintele și nu noi. Deși în ultima vreme era aproape paralizat în pat. În ziua în care a plecat la Domnul, zi anunțată, o știa, s-a pregătit și a pus icoana Sfântului Gheorghe pe piept, crucea și a pus acatistul, ultima variantă a acatistului Sfântului Duh. Și a așteptat în deplină liniște chemarea la Domnul. Cu toate că deja jumătate nu mai era printre noi. Au venit un preot cu cei doi copii ai lui și cu un ieromonah, care au insistat să intre și să ia binecuvântare. Eram acolo, nu le-am îngăduit o perioadă, a fost chiar a fost așa un frecuș între noi, până când m-am mâhnit peste măsură că acești oameni nu înțelegeau că părintele trebuie lăsat în pace, că se duce la Domnul. Era deja de 2-3 zile, era într-o stare extrem de gravă. Și am lăsat să intre, a spus, faceți ce vreți, răspunderea să fie a sfinților voastre. Au intrat, a ieșit din acea stare, le-a dat binecuvântarea preotului, a dat binecuvântare copiilor. Părintelui ieromonah n-a mai avut puterea decât să-i fluture mâna ca o binecuvântare și atât de tot. Nu știu câți oameni sunt în stare să facă acest lucru. La o jumătate de oră după aceea, părintele pleca. Este adevărat că în momentul trecerii la Domnul fața îi strălucea? Nu știu. Eu am fost singurul lângă el, nevrednic fiind, probabil din cauza asta. Alt răspuns nu am. Datorită neputințelor mele foarte mari și a nevredniciei mele, părintele m-a chemat lângă el să fiu în clipa în care a plecat la Domnul. Plecarea lui s-a făcut așa, m-a rugat să-i citesc acatistul acoperământului Maicii Domnului. Era 2 iulie, deci era punerea în racla brâului Maicii Domnului. M-a atenționat asupra faptului că Satana vrea să-i stingă, nu a pronunțat acest cuvânt, a zis numai să fie atent că vrea să-mi stingă candela. Și într-adevăr, deși nu era niciun fel de curent în chiliuța lui, flacăra se zbătea extraordinar, dar nu se stingea. Am început să-i citesc acatistul și la icosul al 11-lea, la Condacu, al 11-lea, de unde mi-e aceasta să vină Maica Domnului meu aici, n-am mai văzut literele. S-au golit. Am avut impresia că e din cauza oboselii, pentru că eram și eu destul de obosit, însă nu reveneau literele. Și atunci, acestea sunt fracțiuni de secunde ce vă povestesc acum în cuvinte. Am înțeles că se petrece ceva și trebuie să fiu atent. Părintele se așezase în asemenea poziție încât nu-i vedeam fața. Mai târziu am aflat că nu ai voie să privești fața ieromonahului atunci când pleacă de la Domnul. Și de acest lucru mă ferise. Și de acest lucru avea grijă. Și am privit candela, era liniștită, flacărea era exact cum trebuie, dintr-o dată înțepenise. Așa cum am înțepenit și eu, pentru că am înțeles că se petrece ceva, n-am văzut nimic, bineînțeles, n-am văzut nimic, n-am văzut absolut nimic. Și am văzut doar cum îi se umflă în dreptul inimii ca o pasăre
care se zbate. Și s-a zbătut, s-a zbătut, s-a făcut din ce în ce mai mică, iar la sfârșit am auzit un păcănit, mic, așa, ca atunci când ni se usucă gâtul și înghițim. Și atunci am sărit în picioare și am strigat, am zis, nu știu, Ava mai ești aici. Și nu mai era. Sau mai era? Oricum atunci am sufletul părăsit de trupul marelui nevoitor. Și am cuviosului Ghelasie Sihastu, chip al iubirii dumnezeiești. Și atunci am avut curaj să îl privesc. Era o față obișnuită, nu strălucea. Era o față obișnuită a unui om care, din care a ieșit sufletul, l-am îmbrățișat. Ava ne interzicea categoric să-l atingem. Și l-am sărutat atunci. Ne-am permis acest lucru, pentru că am doit-o de atâtea ori să sărut mâna celui care îl atingea pe Hristos în Sfânta Liturghie și pe care l-am considerat un om îndumnezeit cu totul. Un om de o smerenie cum rar am văzut pe fața Pământului și un om care m-a învățat să-mi iubesc lucru extraordinar de greu, vrășmașii, să le iert tot și să înțeleg că tot ce mi se întâmplă rău este datorită mie și nu altuia. Și că tot acest rău este numai spre mântuirea mea. De aceea nu pot să fiu tulburat, nu pot să fiu supărat pe nimeni, mă spunea Ava, nu că eu nu sunt acum. Sunt departe de măsura pe care cuviosul Ghelasie mă chema să o am. Așa a fost sfârșitul pământesc al Părintelui, dar prezența Avei Ghelasie a fost continuă. Și ultima minune care s-a făcut cu acea iconiță pe care, cu mila lui Dumnezeu, am făcut-o Părintelui Ghelasie în 2010. Acea iconiță medalion, pe o parte cu semnul Sfintei Cruci și a vaselor de lut ce suntem și cu pasajele acelea din epistolele Sfântului Apostol Pavel, referitoare toate la puterea noastră de a fi și a trăi într-un Hristos. Și chipul Părintelui Ghelasie. Și minunea s-a petrecut în acest fel. Un părinte de care putem spune că este ucenic al Părintelui Ghelasie, pentru că are o parte din faptele Părintelui Ghelasie. După o priveghere de toată noaptea s-a retras la chilie, era o vreme foarte urâtă, cu ploaie, frig. Aici la munte astfel de vremuri sunt destul de dese și dărâmă un trup puternic, dar minte un trup care este mai firav. Și la ușa părintului a bătut în noapte, deci adâncă a bătut un fost viețuitor al acestei mănăstiri cu probleme mari psihice. Părintele l-a primit în chilia lui de milă, bineînțeles, i-a dat, l-a schimbat în totalitate și l-a rugat să lase să se odihnească, pentru că peste câteva ceasuri doar trebuia să se scoale și avea o zi grea, era duminică, venea foarte multă lume, trebuia să spovedească, să împărtășească, să slujească și așa mai departe. S-a culcat liniștit, iar acest om a luat un cuțit și l-a lovit cu toată puterea în inimă. Ei bine, cuțitul s-a îndoit, lama cuțitului s-a îndoit ca ceara. A pătruns foarte puțin în trupul părintelui și s-a îndoit apoi ca ceara. Nici poliția, nici nimeni nu pricepe cum s-a îndoit și în ce, că nu a lovit acel medalion,
ca să spui. Iată, a lovit medalionul și în medalion, fiind de metal, de argint, s-a înduit. Nu! A lovit în trupul părintelui și s-a înduit. Cu toții am simțit și am înțeles că părintele Ghelasie a făcut o nouă minune. Acest om sărăcuț a putut fi imobilizat apoi cu ușurință și am încercat să îl ducem acolo unde trebuie. Minunile pe care le-a făcut părintele sunt nenumărate. Nu a fost vreodată moment de dificultate să nu apelăm la părintele și să nu ne ajute fulgerător. Și acest lucru îl înțelegem pentru că cei care ne punem viața în mâinile Domnului nostru Iisus Hristos, în momentele de nevoie, sigur că strigăm către Mântuitorul, către Maica Domnului, către Sfinți, primul care ne vine în minte. Ne agățăm de aceste nume. Am strigat și la alți Sfinți și au răspuns la fel. Am putea spune că Părintele Ghelasie ajută mult mai mult decât alți Sfinți. Ajută în măsura în care chem și în care crezi. De la nevoințele acestea caragioase ale zi, în care chiar ai nevoie, de exemplu, de niște bani, de exemplu, ca să achiziți niște cărți, să faci milostenie unor oameni și așa, și ai nevoie de acești bani. Și este uluitor cât de repede poate răspunde și cum îți vine acest ajutor prin oameni tot de credință. Și alte, care nici nu vin în cap. Dar dacă ar exista o îmbunătățire a vieții mele duhovnicești, aceasta se datorează categoric milei lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, ajutorul Sfinților pentru rugăciunile Părintelui Ghelasie și a Părintelui Duhovnic actual, care este tot un dar al Părintelui Ghelasie. Socotesc că cel mai mare dar pe care ți-l poate face un părinte duhovnic când pleacă este un alt duhovnic care să fie măcar în apropierea măsurii lui și care să nu te lase pustit. Acest lucru l-a făcut Părintele Ghelasie cu toți cei care l-au iubit cu adevărat. Toți sunt așezați în Biserica Ortodoxă, în liniște, în pace. Toți se spovedesc, se împărtășesc, postesc, au canoane de rugăciune. Toți nu urăsc, nu clevetesc, nu condamnă, nu judecă. Chiar dacă unii ar fi de judecat. Dar ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, pentru că așa ne-a învățat Părintele Ghelasie. Nefăcând idol din nimeni, din cei pe care îi iubim, văzându-ne neputințele, văzându-ne alunecările, căderile, păcatele chiar, dar socotindu-ne a fi noi mai prejos decât alții și a avea încă mult de lucru, a scoate bârna din ochiul nostru, ca să putem vedea să scoatem și paia din ochiul fratelui nostru, sau câteodată chiar și a dușmanului nostru. Asta ne-a învățat Părintele Ghelasie. Dacă un eretic, un înșelat, un vrăjitor poate să-și învețe acoliții așa ceva, atunci este de cercetat acel om. Așa că îi rugăm pe cei care îl acuză pe Părintele Ghelasie de a fi în afara Ortodoxiei să fie foarte atenți la ceea ce spun. Pentru că noi socotim că vor plăti. Da? Poștița la. Haideți. Călugăria este o necunoscută totală chiar și pentru noi care trăim. Este, cum spunea Părintele Ghelasie, este hotar peste fire. Înger în trup. Ce este înger în trup? Nici nu poți defini. Sunt 7 taine. Călugăria nu este. Da. 7 taine. Călugăria nu este pomenită nicăieri. Și totuși este supra taină. Nu poate înțelege nimeni, decât în măsura în care Dumnezeu îți deschide ca să înțelegi puțin din ea. Dar ei se împiedică tocmai de cunoaștere.
de aceste cunoaștere. Pentru că intră și spun, eu știu. Și atunci un călugăr care are 15-20 de ani în mănăstire, care tace pentru că trăiește, ortodoxia nu se apără. El îți spune un cuvânt, dacă nu-l ia și tăcut smerit și te ascultă pe tine, de parcă tu ai fi ăla care să-l înveți ceva, ori fapte trebuie, roade trebuie, nu cuvinte, umplem văzduhul de cuvinte. Așa, sectarii, de exemplu, fai de mine, știu Biblia și asta pe din afară, ne întorc pe dos, pentru că ăsta este adevărul, noi nu-l recunoaștem. Așa cum Biblia. Luc, citim, dar nu cunoaștem așa cum o știe pe din afară, ei scot versetele, vezi, spun de unde, câteodată aiurea în tramvai. Asta e un principiu. Fac niște legături. Câteodată, nu, aiurea în tramvai, dau citate inexacte și spun... De exemplu, Corinteni 2, 8 cu 14 și până acolo Galatenie 2 cu 15. Dar noi neștiind, imediat ne sperim, tăcem din gură, ne simțim complexați, nu mai spunem nimica, dar asta nu înseamnă nimic că știi alea pe din afară, ci aplici din ele. Ori primul semn al smintelii lor este chestia asta, că ei ortodoxie, ori urăsc ortodoxia și nu-i aduc decât critici. Noi nu urâm pe nimeni. Le spunem lor că sunt în afară, pentru că sunt în afara canoanelor. Ei nu recunosc nici icoane, nici o mulțime de Sfânta Cruce. Nu, Sfânta Cruce. Păi dacă nu e Sfânta Cruce, cum te aperi împotriva satanei? Nu-ți spune arma asupra diavolului, crucea ta ai dat nouă, că se îngrozește, se cutremură și așa mai departe. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Tropară, conda, cele sfinte cruci, toate astea. Astea nu sunt cuvinte aiurea. Astea sunt cuvinte de la oameni care deschideau ușile bisericii cu rugăciunea, care ridicau morții cu trei cuvinte, care tămădeau cu trei cuvinte. Ăștia sunt trăitori, ăștia sunt sfinții. Nu e așa că îi spun care e ăla, care îl recunoaște eu că îi spun. Sfânt e ăla care îi dă Dumnezeu putere să facă minuni. Ăla-i sfânt și care sfințește Dumnezeu. Ava Ghelasie avea niște principii de viețuire pe care le-a imprimat și fiilor săi duhovnicești, le puteți spune? Nu, sunt foarte multe. Pot spune cele patru pe care le-a lăsat ca să putem noi zidi casa asta duhovnicească în care să trăim. Prima este să nu te alarmezi. A doua este să nu te contrazici. A treia este nu-ți arăta nevoința. Și a patra, cea mai adâncă, este nu blama răul, care cuprinde și acel ține-ți mintea în ea și nu deznădăjdui, care cuprinde și nu cârti, nu te revolta, care cuprinde și nu judeca tu, multe. Tot răul spre bine, cum zice poporul ăsta român, părintele Ghelasie avea o credință de nezdruncinat și nu accepta, pentru că trăia acest lucru, de asta nu l-accepta. Că omul poate fi învins de rău, poate fi doborât de rău, dar pentru un anumit timp și pentru o anumită învățătură. Vezi, ca exemplu, totdeauna îl luăm etalonul și primul pe Sfântul Iov, nu? Tătul Iov. Și el a căzut, a fost doborât, dar nu a fost învins. Niciodată. Luăm apoi deținuții politici, care sunt atât de mulți. Cel mai mare mărturisitor al timpurilor moderne, părintele Gheorghe Calciu Dumiteasa, care a fost cuprins, luat, înșfăcat, doborât, dumicat, zdrobit în fenomenul de la Pitești și care a avut puterea să se ridice datorită grupului de rugăciune din temnițele comuniste. Deci exista în temnițele comuniste un grup al rugăciunii. S-a ridicat, s-a curățit, a ieșit întreg de acolo, a făcut teologia, a fost preot și a avut curaj să atace frontal și singur fiara securisto-comunistă pe care a biruit-o. Deci pe satana. Singur. Cu ce? Cu rugăciunea. Fără obsesii sociopolitice, nu blama răul, el nu blama răul, el spunea adevărul, atât, mărturisea adevărul. Ceilalți se loveau de adevăr și se sfărâmau. De piatra Hristos se sfărâmau toți. Atâta vreme cât a folosit piatra Hristos, nimeni nu i-a putut face nimic.
De aceasta poate și această opoziție cumplită a satanei este o aberație. Așa cum aberație este să lupți împotriva cuviosului Gherasie Sihastru, chipa iubirii dumnezeiești, ca fiind înșelat sau eretic sau vrăjitor sau etc., etc., fără să ai argumente. Dumnezeu să ierte și să ilumineze pe toți, pentru că sunt frații și părinții noștri în multe privințe mai buni decât noi. Dar ajunge să ai un păcat ca acesta și să-ți pierzi mântuirea. De aceea rugăm pe toți să aibă multă grijă față de sufletele lor. Pentru că nu știu cu ce ne vom răscumpăra sufletele când vom ajunge în fața lui Dumnezeu și ne va întreba de ce ai judecat și condamnat un astfel de om. Fără să-l cercetezi tu în amănunțime ca să vezi într-adevăr este sau nu este. Și dacă el nu mai este în viață, să-i cercetezi pe ucenicii lui adevărați, nu pe cei care se dau ucenicii lui. Să vezi pe cei care spun și recunosc cu smerenie că au trăit în preajma părintelui Gherasie și că ar fi ucenicii lui așa sau n-ar fi ucenicii lui. Sau... Dar îi cercetezi pe aceștia, pe cei care se închină părintelui Gherasie ca unui sfânt, nu ca unui Dumnezeu, nu ca unui idol. Să fim atenți, dragii mei, că veșnicia e tare lungă și iadul este de nedescris în răutate și în suferință. Să nu plătim din neatenție și din graba de a ne ridica în fața lumii mai mari decât suntem, oricine am fi. Să apărăm ortodoxia, pentru că Părintele Gherasie este stâlpa în ortodoxiei. Să o apărăm cu atenție și cu dragoste. Unul dintre punctele unde este atacat din neînțelegere Părintele Gherasie este și această sacroterapie nutriționistă, isihastă. Există oameni din mediul monastic sau din lume care pot da mărturie a eficienței acestei sacroterapii? Nenumărați. Pentru că dacă există o viață pusnicească, cel puțin în apropierea mea, mai departe nu știu ce se întâmplă și nu pot judeca, dar cel puțin în apropierea mea, cei care au cu adevărat o viață care ar putea fi numită viața unor trăitori ai rugăciunii se bazează pe modalitățile de hrănire ale Părintele Gherasie în exclusivitate. Nu pot da exemplu eu, dar cunosc atât de mulți oameni care trăiesc astfel și sunt exemple de urmat. Sunt roadele pomului Gherasie. Nu e greu de aflat pentru cei care într-adevăr iubesc și vor să se închine lui Hristos și vor să practice rugăciunea. E foarte ușor de aflat. În primul rând să ia cărțile care s-au editat, s-au reeditat deja și să începe să-și aplice pentru ei acest regim și să vadă ce urmări au. Și asupra sănătăților trupești și asupra păcii sufletului și limpezirii minții și liniștirii sufletului, inimii. Să vadă. Nenumărate mărturii sunt, nu una, două. Nenumărate mărturii sunt. A trăit alături de Ava Gherasie multe experiențe duhovnicești. Spuneți-ne, vă rugăm, câteva. În primul rând era sprimea cu care ne educa. Niciodată
nu putem, nu spunem că, că noi, cei care am trăit în apropierea Părintelui Grasie, am fost alintați. Din potrivă, era extrem de aspru cu noi și nu ne prea ierta. Vorbesc de experiența mea, nu vorbesc de experiențele altora, deși am observat că la fel se purta și cu ceilalți. Noi nu-ți îngăduia să aluneci, deși îți ierta totdeauna toate alunecările. Dar te chema la trezvie, te trezea din amețeală, te trezea din înșelare. Își permitea iar uneori să fie chiar foarte aspru, dar acea asprime pe care o practica cu noi totdeauna ne aducea liniște și împăcare sufletească. Niciodată nu ne-a adus tulburare. Niciodată. Câteodată, în timp ce ne certa și în timp ce mă certa și mă corecta, eram extrem de tulburat. Îmi venea să lovesc. Astfel de cuvinte cum îmi adresa, n-au zisem de la nimeni. Nimeni nu îndrăznise să mi le spune, nici părinții mei. Și îmi spunea. Și plecam furibund din chilia lui, dar știind că oricât de lovit aș fi, trebuie să respect anumite canone călugărești. Nu-i vorbeam urât, întotdeauna plecam închinându-mă, cerând blagoslovenie și în secunda în care treceam de pragul lui, se producea o schimbare radicală, pentru că îmi dădeam seama că am fost descărcat de orice fel de energie negativă. Și atunci, de cele mai multe ori mă întorceam și îi cădeam la picioarele patului și îmi ceream iertare cu o umilință și o pocăință pe care niciodată n-am cunoscut-o decât în astfel de situații pe care el mi le deschidea. Mă învăța ce înseamnă pocăința așa, smerenia și cum trebuie să merg pe acest drum, că numai așa se poate merge pe acest drum. După aceea era cercetarea aceea pe care nu mai putea face fizic și o făcea prin rugăciune probabil. Când simțeam o anume prezență care îmi cerea trezvie, care îmi cerea o acrivie duhovnicească pe care nu o cunoscusem niciodată. Imediat aceste stări îmbunătățite, luminoase, imediat le puneam în legătură cu El, pentru că nu aveau cum să vină decât de la El. Puterea lui Dumnezeu, bineînțeles, harul lui Dumnezeu probabil s-a revărsat asupra mea și atunci, dar veneau de la El, erau cercetarea rugăciunilor Lui. De nenumărate ori au fost acestea. Apoi, părinții care au suportat anumite încercări trupești, destul de mari, și care au avut puterea să nu iasă afară de mănăstire, să cheme medicii numai ca să constate ce anume au, ca să se poată aduna în jurul acelor organe bolnave, pentru că nu știau de ce anume suferă, sau care este locul acela pe care trebuie să-l tămăduiască cu rugăciunea și care a urmat exact Părintele Gerasie, adică folosind ce? Postul, rugăciunea, lacrimile tămăduitoare, Sfântul Maslu, spovedania, împărtășania, cei care nu se puteau ridica din pat, rugăciunea acolo, sau cei care se puteau ridica din pat, prezența la biserică. Dar numai aceste lucruri strict călugărești au fost folosite în boli pe care doctorii le anunțau ca foarte grave și dacă nu se face intervenții cu, dacă nu se intervenea cu știința lor medicală, omul risca chiar să-și piardă viața sau să rămână nenorocit pe toată viața. Și acești călugări au avut puterea să înfrunte aceste încercări numai prin învățăturile Părintelui Grasie, prin exemplul lui. Mă, murim, cu o moarte toți suntem datori, boala este trimisă de Dumnezeu pentru păcatele noastre, suportăm și noi tot ce-o fi. Trebuie să ai o putere peste fire, ca dar de la Dumnezeu, ca să poți face așa ceva. Un om obișnuit nu poate face așa ceva. Instinctul de conservare este extraordinar de puternic.
că atunci când intervine durerea neucitoare, neputința de a te mișca, trimite asupra ta se bulucesc gânduri îngrozitoare și frici la care omul nu rezistă. Cere ajutorul imediat a celor care are impresia că îl pot ajuta, știința. Și nu cere exact ajutorul a celor care îl pot ajuta singur. Preoții, biserica, tainele bisericii și așa mai departe. Ori Părintele Ghelasie asta ne-a învățat, să recurgem la aceste lucruri și numai la acestea, așa cum El a făcut toată viața Lui. Ce dar Dumnezeu s-a lăsat Ava la plecare? Asta o spuneam, un alt duhovnic. Un alt duhovnic. Câteva cuvinte care să mă poată duce în spinare și în brațe pe mine neputincios. Știa cât de ticălos și sunt de neputincios și atunci ce putea dar să-mi dea decât acest lucru, să-mi dea pe cineva care să admită să mă care în spinare, să se jertfească și să mă ducă în spinare. Așa că acesta este cel mai mare dar, dar mi-a lăsat și multe alte daruri despre care însă nu pot vorbi, să mă iertați. Câteva cuvinte de folos în încheiere pentru cei ce vor să descopere pe Ava Ghelasie ca operă și ca viață. Păi ce cuvinte de folos pot să ia Lasie Eugen? Să nu vă fie frică. De nimic să nu vă fie frică decât de dumneavoastră. Și să fiți încredințați că ortodoxia noastră încă stă foarte puternic în picioare și că este de nedobărât. Să nu urâți pe nimeni, oricât rău v-ar face. Compătimiți-l din adâncul inimii cu dragoste și rugați-vă pentru toți. Și fiți pregătiți în fiecare clipă pentru mucenicie, dar cu bucurie enormă. Mucenicia este cel mai mare dar pe care îl poate da Dumnezeu. Într-o rugăciune de după Sfânta Împărtășanie și spunem la Sfântului Chiril al Alexandriei, spune și să fie rugăciunea aceasta spre bucurie și veselie. Așa, la aceasta suntem chemați noi ortodoxi. Spre bucurie și veselie. Indiferent de ce ni se întâmplă. Așezați-vă cu mare nădejde pe Sfânta Cruce. Răstigniți-vă cu mare nădejde pe Sfânta Cruce. Și cercetați zilnic Sfintele Scripturi. Veți găsi acolo tot adevărul vieții și toată rețeta de viețuire, nu de supraviețuire. Supraviețuirea a venit din clipa alungării din rai. De viețuire. Veți găsi acolo ghidul întoarcerii acasă. Iertați. Iertați-ne și pe noi, Părinte, și binecuvântați. Domnul și Maica Domnului să ne binecuvinteze și Sfinții să ne apere cu rugăciunile lor. Sfinte cuvioase, Părinte Ghelasie Sihastru, chip al iubirii dumnezeiești, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi și pentru toți cei care te hulesc și te ponegresc și întoarce-i în lumină și în iubire, așa cum ai trăit tu. Amin. Amin.